În râurile mici din bazinul inferior al râului Răut și bazinilor râurilor Botna, cu gâlnic, iar și Cahul se menține cot portocaliu de secete hidrologică, indică Serviciul Hidrometeorologic de Stat. De asemenea, hidrologii au anunțat că în perioada de referință, în râul Prut, pe sectorul Criva Costești, râurile mici și bazinile acvatice din țară se va menține cot galben de secete hidrologică. În acest context, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului solicite agenților economici și populației să consume rațional resursele de apă. La rândul lor, meteorologii prognozează în următoarele șapte zile temperaturi generoase, care vor atinge 30 de grade Celsius. Ploile mai mult așteptate de agricultori sunt posibile la finele săptămânii curente, în regiunile de centru și nord.